Sfântul Cuvios Moise Etiopianul a arătat prin viața sa ce înseamnă pocăința, schimbarea vieții și smerenia. Moise era etiopian de neam, negru la culoarea pielii și foarte înalt. În tinerețe a fost sclav, însă stăpânul său l-a alungat pentru că fura. A ajuns să se însoțească cu diverse grupuri de tâlhari, făcând fapte îngrozitoare. Era vestit pentru cantitățile de băutură și mâncare pe care le putea consuma. Istoricul Paladie, cel care ne-a lăsat detalii biografice despre cuviosul Moise, afirmă că despre el se spunea că ajunsese până la ucideri. Însă, o împrejurare nenumită din viața sa l-a făcut pe Moise să se pocăiască, să regrete modul în care ajunsese să-și trăiască viața. Atât de profund a fost convertirea sa la viața virtuoasă, încât Moise etiopianul a rămas peste veacuri, la fel ca Maria egipteanca, o pildă răsunătoare. După ce a intrat în mănăstire, a fost într-o zi călcat de tâlhari. E legat fedeleș, a mers în biserică și i-a întrebat pe frați: deoarece nu mi este îngăduit să facă rău nimănui, ce porunciți pentru aceștia? Tâlharii și-au dat seama pe cine au încercat să jefuiască. I-a uimit schimbarea cuviosului Moise și au rămas ei înșiși în mănăstire. Marea ispita cuviosului venea însă din amintirea plăcerilor care i-au umplut viața pe când era în lume. A luptat cu gândurile acestea până la sânge. Aceasta a fost marea lui biruință. Ca să nu mai fie luptat, a stat ani de zile în picioare, pleca nopțile să slujească fraților, aducându-le apă de la distanțe mari, s-a rugat neîncetat și a căutat sfat duhovnicesc de la părinții îmbunătățiți. Ava Isidor l-a încurajat zicând: nu te întrista, căci sunt începuturile tale care te atacă folosindu-se de obișnuință. Precum câinele obișnuit cu măcelăria nu se desparte de ea, dar de ei se închide măcelăria și nu-i dă nimeni nimic, nu se mai apropie, la fel și tu. Dacă stărui, demonul descurajându-se se va depărta de tine. Pentru viața sa schimbată și îmbunătățită, episcopul Alexandriei l-a hirotonit preot. A slujit în smerenie, trecând la Domnul la vârsta de 75 de ani, lăsând în urma sa mulți ucenici.